Problemele de mediu nu sunt de ieri de azi. Desigur, sunt marile industrii pe de-o parte, cele care de-a lungul timpului au generat cantități uriașe de deșeuri care emit în continuare tot felul de substanțe în aer și poluează atmosfera. Însă responsabilitatea este și la noi. Industria alimentară, evaluată la peste 8 triliarde de dolari, este considerată de specialiști una dintre principalele amenințări la adresa mediului. Populația globului crește și odată cu ea crește și nevoia de hrană. În încercarea de a salva planeta și pentru generațiile viitoare, la nivel mondial și inclusiv în România, ea având un trend al sustenabilității. Autoritățile finanțează tot mai multe afaceri locale care pot hrăni fără probleme comunitățile din jurul lor. Este încurajat și consumul de legume și fructe locale la timpul lor, așa cum făceau bunicii noștri. Încă de la primele ore ale zilei, serele familiei Arva din Moara Mocanului, Argeș, prin viață. Este sezonul castraveților și roșilor românești și cum plantele sunt pline de rod, a venit timpul recoltatului. Mare parte din marfă ajunge direct în depozitul unui supermarket online. Avantajele sunt multiple. În primul rând, fructele și legumele sunt proaspete când ajung în casele cumpărătorilor. Castraveții, roșiile ori ardeii, toate își păstrează prospețimea timp de 3-4 zile. Prețul pentru astfel de produse locale ar trebui să fie mai mic. O problemă pentru mediu o reprezintă și importurile de alimente care au luat un avânt neașteptat. Ne-am învățat să avem orice tip de fructe și legume, indiferent de luna din an. Comercianții s-au adaptat și le aduc de peste mări și țări. Din luna mai și până în luna octombrie merg în Africa de Sud, iar în restul anului se mută în America de Sud. Relatează știrile ProTV.ro.